Majorarea tarifului pentru gaze scumpește meniul în localuri. Creșterea va fi de 30% și se va face în decurs de o lună. Despre aceasta a anunțat Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, reprezentanții căreia spun că un alt motiv care stă la baza măsurii este necompensarea de către guvern a agenților economici. Tariful ridicat la gaze începe să se reflecte treptat în prețurile pentru produse și servicii. În decursul unei luni se va scumpi cu 30% meniul în cafenele, baruri și restaurante. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, care spun că scumpirile sunt inevitabile. Vor crește devizul de cheltuieli ale restaurantelor și cu atât mai mult vor crește prețurile la materia primă, la produsele alimentare, care noi le achiziționăm pentru a le găti pentru consumatorii noștri. Respectiv, cheltuielile pentru serviciile comunale vor crește cu minim de 3 ori, care se vor reflecta în prețuri. Președintele Măr presupune că acest lucru va reduce numărul vizitatorilor care vor ține banii, în primul rând pentru cheltuieli de primă necesitate. Ne așteptăm și la o reducere a numărului de consumatori sau o reducere a cecului mediu de consum sub 120 de lei, întrucât aceste majorări în lanț, oamenii vor da prioritate în perioada rece anului să-și achite facturile, să fie bine îmbrăcați pentru hrană, școală, copii, iar divertismentul și Horeca, bineînțeles că este nu o necesitate în top listei a unei familii. În context, pentru a evita falimentarea industriei Horeca, un sector al economiei cu importanți plătitori de impozite, Măr cere autorităților să-și revadă decizia de a nu subvenționa agenții economici. Contactat de TV6, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a comunicat că executivul va veni mai târziu cu o reacție, iar reprezentanții Ministerului Economiei nu ne-au răspuns la telefon. Amintim că ANRE a aprobat noul tarif pe care îl vor achita moldovenii pentru gazul natural. Astfel, începând din 1 noiembrie, cetățenii vor plăti peste 11 lei pentru un metru cub de gaze, față de 4,30 de lei cât era până în prezent.